Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Ce să vă spun, eu vine să bagi un furtun acolo în apă și a căzut acolo capul în jos în fântână, deși apă nu e mai 70 de centi. Câți ani are? 60. Și de aici, din zonă? Da, chiar aici, din casa asta. Mă domiciliu în Gherlă. Și aici era la mama dânsului? Da, el aici studia, că e pensionar, necăsătorit. A făcut infarct sau cum s-a întâmplat? Așa zic, dacă e infarct. Am înțeles. Aproximativ de cât timp e aici? Unde? De cât timp a căzut? Da, păi ce cred? Cam ora 1, cam așa cred. Era cu cineva sau l-a găsit cineva? Cum era? Acestul era acolo, nepotul s-o pătrasiu, el aici se comunice cu treaba cu să bagă apa la un boiler. Am înțeles. O vinit pe când ăsta l-a găsit acolo, în fântână. Mă, da, cum vă fost? Păi, de 10 minute, zice Liviu. Eu n-am fost acel lucru, mai ce mi-a spus. O vinit să bagă ce? O vinit să bagă furtunul. Nu, dar cine l-a găsit pe el? Nepotul, ăsta Liviu, copilul Liviu. Prima dată. Tot vine jumătate de să-l scoate afară. E, dar tu întâmplător sau cum? Nu el, mă, frăciorul Liviu. Nu, el era pus acolo ca să stai acolo să comunice cu Liviu. Da. Să spuie să dea, să bagi fără sau nu. Nu, și copilul te striga Unciule, Unciule, nu mi-a răspuns. Atunci copilul mi se vadă și-l văzut și-l striga la tată. Eu spui ce mi-a spus Liviu. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.